Deci, în primul rând, scopul nostru pe pământ aici e pregătirea pentru plecarea dincolo, care e veșnicia. Deci noi aici ne-a dat trupul ăsta doar ca să ne pregătim, să încercăm să ne desăvârșim. Prin lupta asta, cum este spus, drumul crucii, adică Mântuitorul însuși ne-a arătat prin viața Lui ce trebuie să urmăm noi. Deci nu trăit în desfătări și în toate bunătățile, nu. E un drum a crucii, adică o osteneală. Nu înseamnă nimic. Gata, dacă ești bogat, nu te mântuiești. Dar să fii prin osteneală toate, adică prin lucrurile făcute bune, prin toate, prin milostenie, prin osteneală, prin rugăciuni, prin fapte bune, adică tot ce facem noi, asta și scopul nostru e să ajungem la Dumnezeu, adică unde e veșnicia, acolo trăim veșnic. Aici pe pământ, altul trăiește 10 ani, poate altul moare de, cum se zice, de mic, altul ajunge și la 100 de ani și se depășească 100 de ani, dar asta e foarte puțin. Întreb pe unul la 70 de ani, cum s-o părut viața? Măi, ca o zi, nici, adică cât de repede a trecut toate.